Doamne Iisuse Hristoase, judecătorul meu, cunosc că păcatele mele sunt fără de număr. De aceea te rog, în această zi, în care de Iosif și de Nicodim pus fiind în mormânt, te-ai pogorât în iad cu sfântul și îndumnezeitul tău suflet și de acolo ai îndepărtat întunericul cu lumina dumnezeirii tale și ai adus bucurie nespus de mare strămoșilor noștri, căci i-ai mântuit de sclavia cea cumplită și ai suit în rai. Îngroapă păcatele și cugetele mele cele rele și viclene, ca să piară din mintea mea și să nu se mai lupte cu sufletul meu. Luminează întunecatul iad al inimii mele, alungă întunericul păcatelor și suie mintea mea la cer, ca să mă bucur de fața ta. Așa, Doamne, primește umilita mea rugăciune ca o tămâie mirositoare, pentru rugăciunile iubitei tale maici, care te-a văzut pe cruce, pironit între cei doi tâlhari, și de durerile tale cumplite i s-a rănit inima, care împreună cu ucenicii și cu mironosițele te-au pus în mormânt, iar a treia zi te-au văzut înviat din morți și la înălțarea ta te-a văzut suindu-te de la pământ la cer, însoțit de sfinții tăi îngeri. Îndură-te, Doamne, și de cei vii și de cei răposați, pentru rugăciunile sfinților tăi, către care zic și eu nevrednicul. O fericiți slujitori al lui Dumnezeu, nu încetați a vă ruga lui ziua și noaptea pentru noi, nevrednicii, care pururea greșim cu atâtea nenumărate păcate. Mijlociți pentru noi darul și ajutorul lui Dumnezeu, pe care nu știm al cere după cuvință. Nu încetați a vă ruga pentru ca prin rugăciunile voastre păcătoșii să câștige iertare, săracii ajutor, întristații mângâiere, bolnavii sănătate, cei slabi la minte înțelepciune, cei tulburați liniște, cei asupriți ocrotire și toți împreună darul lui Dumnezeu spre folosul cel sufletesc, în mărirea lui Dumnezeu celui întreime lăudat, căruia îi se cuvine cinste și închinăciune în veci. Amin. Dumnezeu să vă binecuvinteze, să vă păzească și să vă aducă liniște în sufletul și în casa voastră. Amin.